Salut oameni buni și bine ați venit la un nou video pe Teo Extra, aici tot alături de Ivan, că e omul de serviciu, mai nou omul de serviciu. La post, prezent, salutare tuturor. Da, sperăm că vă place, nu uitați că aveți și cu către canalul în descriere, vă uitați și pe acolo, Ajuns dacă vreți, bineînțeles, nu uitați de like acolo, dacă vă plac clipurile aici, hai să vedeți și de susținere <clap> foarte pentru că am revenit cu clipurile. O revenire ușor, ușor, dar ajungem și acolo și vin Merge chestii în ce, în ce mai interesante momentan. Doar cine am uitat, am reacționat live la uh, City cu Arsenal, Măcel. Mi-a ieșit și, și mie un pariu senzațional acolo pe Betano cu Bad Builder-ul. O să las și reacția aici? S-a prea tare. Iată reacția. Haideți, mă. oracolul Bad builder-ul ăla puternic 620 cotă mâncava și gura bă. 310 lei cu 50 de lei cu Și cu dincolo. 2 lei 50 Iată de cum, de a, cum ți-am spus de la început de live Așa. Băi, dacă băgam 200 de lei pe asta. Exact, 1000 de, de euro. Cu mașinile tot și Îți dai și -mă că aveam 27 de apartamente cu un apartament, dacă băgam un apartament pe 4 în scor corect, 27, atenție prinsă de mine această seară. Da, cam asta a fost și mie mi-a plăcut maxim ce moment epic, jur. Cam cel mai epic moment din ultima vreme, așa, la, la de -astea. Bă, Bun, Nu știu, deci a fost prea de tot, ultima secundă, o nebunie totală. Dacă nu erau 2,50 lei. Bă, da, erau dacă 10 erau lei. 2500 de lei. De 27 de ori. Mamă, oh. era Rolls Royce. Vrum, 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 vrum. A opta mașina lui Teo. De vai, da. vai, vai. Da, hai să vorbim puțin despre Premier League pentru că am ajuns într-un punct destul de clar al acestui sezon după ce am văzut cu toții cum cei de la City. Bă, cu toții dacă vă uitați la asta, probabil vorbim despre Premier league 4-1, o victorie clară, au condus și la pauză, 2-0, încă două după pauză, cu un gol Rob Holding. Dintre toți. A dat el gol, Așa, în schimb. la 5 ani, Holding. Am Arsenal puțin avariat de această echipă lui City, din nou, care a jucat perfect, Rodi, perfect, de broine. Atacul lor de la început, Martineri, Hestu și Saka, 0. Bă, nu-i nu Un pic Saka mai avea momente când voia să facă ceva, dar în rest nimica. Da. Odigard City 0. A câștigat și bătălia la mijlocul terenului cu ăștia 3 și Bernardo. Grilish s-a implicat mult. Foarte buni. Posesie 50-50. Apropiată, da. Dar 14 șuturi la 8. O echipă care a contat mai mult în atac Manchester City cu 9 șuturi pe poartă. Rems da, de la scos și el câteva, că ar fi fost poate 5-6 bucăți. Da, erau mai multe dacă nu, scot, dacă nu era Rems de în poartă. Au avut și noroc. Da. O bătălie la titlu care a ajuns Iată în punctul ăsta în care City Mare două meciuri de jucat E la două puncte de Arsenal Cu două meciuri în minus Arsenal care mai joacă încă cu Chelsea Și cu Newcastle în deplasare Deci Arsenal are meciuri destul de greu următoarele două Brighton care la fel nu e meci ușor Brighton e pe opt Este tot acolo pe lângă Spurs, Liverpool Este o echipă care va conta Bine, meci acasă dar s-a încurcat Totuși Arsenal de multe ori Cu Southampton West Ham, Liverpool, um, au pierdut puncte după ce merseseră bine și tot așa am avut o perioadă, tot aici cu Everton au pierdut, da. tot cu City, egal cu Brentford, tot 3, Iar cu City, da. Deci pasul ăsta proas proastă din februarie și cea de acum după aia multe galuri, eliminarea din Europa League a contribuit în în, între timp City, City ceas din februarie încoace de când au făcut egal și cu Nottingham două pagini din mereț aici o singură înfrângere Victorii, în două pagini. Victorii, 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 Victorii. Victorii. Doar Victorii de asta au reușit să ajungă până aici au recuperat punctele Se da deci diferența. o bătălie la titlu soluționată zic eu, n-are ce să mai întâmple City la două meciuri în spate de celor de la Arsenal, dacă fac două egaluri și are egală la 75 de puncte și după aceea se dispută de care se împiedică prima din ultimele meciuri. Dar dacă eu să o luăm logic, după logica fotbalului, e cam gata campionatul. City cam i-a mâncat pe toți. Da. City a fost tare. Holland, bineînțeles, și el. Uh, Erling Holland care Monstru. a reușit să spargă un record. Uh, cele mai multe goluri într-un sezon 30. de Premier League. da. Deja. Da. Încă 33 încă de goluri. Încă mai are timp. 33 de goluri în Incredibil, mai are, da. da. Mai are, în Chiar a în spart mai record. Are cât? 5 etape. În care n-ar fi greu să mai arcezi măcar 5. Wow. Golul și etapa. În Premier League, golul și etapa. Aia e Haaland. 33 de goluri. Și uite aici la staturi. După Haaland, la asisturi era tot de bruine. Da? Incredibil. Adică 29 de meciuri, 33 de goluri. Și vezi un pic ce market value are acum Haaland. Acum îl văd. Da. Băi, deci are toate șansele să ajungă la 40 pentru că City mai are de jucat meciuri. City mai are de jucat uh, câte partide? Adic 7 meciuri. 7 meciuri. În șapte etape. Șapte goluri în șapte etape. Haaland deja are 40 de goluri și asisturi. Da, are și 7 pase de gol. Deci... Băi, Holanda a foarte mult în acest sezon. Orice îi spune, oricât de mult ar fost criticat, la început era puțin, i s-a dat peste... Nasa, așa că a venit aici, n-a -a jucat prin două. Se vede diferența. Și după aia s-a ridicat, mâncat, toate stațurile sunt. Goluri la șut pe poartă, goluri în 90 de minute, tot. E peste tot, în afară de nu, rating Ratingul de la Futmob, unde văd că este tripier, dar are e peste tot Holland. Da, deci un sezon în care Holland, putem spune, omul sezonului de broine. La chiar fiel, în spatele lui, mai ales spate lui. a avut de broine vreo două luni, nu s-a regăsit nu contribuia, era puțin cu mondialul, da, era puțin în plus dar acum nu marchează, pase e implicat tot timpul, două timp. goluri astăzi cu Arsenal da bă, de orice ai face. vrea, chiar dacă am vrea poate ca City să se încurce, să nu ia ei cu de Bruyne și Holland e în formă, pare imposibil prea bun și un duo extraordinar acolo în atac, plus cu toată defensiva asta care s-a creionat frumos acolo City merită, merită titlul e o echipă care, nu, no, nu ai post unde să zici că au un jucător să-i încurce. Pe orice poziție, un jucător care, pe lângă care experiență, are și un moment mult mai bun sezonul ăsta, cum e, pe exemplu, John Stones, care a reimprovizat mijlocaș defensiv joacă extraordinar acolo, lângă Rodri. Da. Linia aia de patru mijlocași din fața lor, unde e cu Gündogan, cu De Bruyne, cu Bernardo Silva, cu Grilich, merg toți bine. Portarul, nu mai zicem, portar extraordinar Ederson, iar apărarea Ruben și care era bun dinainte, Da. Dar s-a dovedit sezonul ăsta, și s-a dovedit Takanji, jucători foarte buni. Da, City cam ce mai avea nevoie atacant. Deci a da. venit și Holland, iată, a venit cu extrem, extrem de multe reușite și în Champions League și, și în, în Premier League. E om de atâtea goluri, cam câte vedeam la Ronaldo uneori, da. Messi, în anumite sezoane, nu știu, Holland chiar a, a făcut cam tot ce se aștepta din partea lui. Totuși, la City are 48 de goluri. Sezonul ăsta. Sezonul ăsta, da, Champions League cu, tot cu Europa. Și mai are meciuri, deci va trece de 50, clar, nici 50 nu se de care 48 de goluri acum și la Dortmund au avut în două sezoane adunat 96. Hai de capul meu. Dar bine, are cam un gol pe meci la toate da? echipele și da? la Salzburg, foarte... la Molde aveam mai puțină, dar era totuși la început la Molde bine, da. în 2018, deci da, acum 5 și ani. De, avea de 17 la Salzburg, ani. Până acum Haaland măcelărește da. Tor, acest tor al fotbalului. Dar, pentru mine, o sezonul indiscutabil. Holland și, într-adevăr, Arsenal revelația sezonului, chiar dacă o să ia locul 2, e un loc foarte bun. Și acum să vin cu o altă întrebare. Haaland, ia Champions League-ul City. Ia, da. ia Premier League-ul City. Ia Haaland balonul de aur. Ar putea să ia balonul de aur. Îi la bătaie foarte mare pentru balonul de aur, pentru că de marcat a marcat peste tot. Bă, a mult. totuși, dacă e în calcul toate cifrele astea și ajunge la 56, 57, 60 de goluri, Plus contribuțiile totale, dacă sunt vreo 70 de contribuții, Champions League, Premier League, sunt totuși niște re rezultate mari, mai ales că el nu a fost la Mondial, nici n a da. fost competitor, să zici că avea o șansă. Nu avea cu Norvegia, probabil, nu în momentul ăsta, dar nici n a jucat acolo, că nu s-a calificat echipa lui, și, ce putea să facă? dacă se califica Norvegia acolo, le scăpa și pe acolo câteva goluri. Da. Vor vota mulți cu Messi pentru că a cântărit performanța, dar dacă Holland reușește aceste performanțe, s-ar putea să ia ceva voturi în plus. Da. Mai, mai vedem dacă ia balonul, e, un, e, o întrebare, e o întrebare bună și vă întrebăm și pe voi, poate asta va fi și tematica. V-a balonul de aur acum ca a spart toate recordurile. șansele sunt mari, potențialul acolo. e acolo. E tematica acum, mă gândesc că ar fi o tematică foarte bună, pentru că e un moment în care ne putem întreba asta în mod clar, chiar dacă City nu ia Champions League. Că spare spart Ești... recordul de goluri în Premier League, într-un sezon. Deja, deci mai sunt șapte etape. O să treacă cu mult peste Salah și restul care erau pe Clar, Ideea e că dacă Kane. trece City de real, cred că nu mai e discuție în finală. Da. Mai vedem acolo da. ca niște completări, să nu uităm alte echipe care pe noi ne interesează direct. Chelsea pe tine și Liverpool pe mine. Vai Încă în stram, luptă, doi. oarecum. Doi Chelsea, nu chiar. No, Chelsea, Chelsea e au. fix in the middle. Uh, au fost un sezon Dar oribil. pe mine e evoluitor, uite forma asta, da. Uitați-vă aici. Fringer, după Fringer, cu Lampard, Wolves, Brighton, Brentford. Azi Wolves Brentford e pe 13. Da. Brentford e pe 9. Și Brighton pe 8. nu sunt echipe bombă. Da, dar în același timp nu avem antrenor, nu avem o echipă care să fi fost, nu avem o echipă la care să fi făcut transferuri gândite, s-au făcut transferuri numai ca să aduce jucători, că luăm și pe Mundric de acolo ca să nu-l ia Arsenal, Felix, hai și tu la noi, Enzo, ai jucat bine la Mondial, tata, haide că vii și tu. Dintre toate transferurile pe care le-a făcut Chelsea sezonul ăsta, sincer, în afară de Badiașil, care este super bine calculat prețul jucătorului cu calitatea acestuia, n-a venit niciun jucător care să-și merite sumele alea de bani sau să mai un măcar logică să vină la echipă. Da, nu știu, dar nu înțeleg de ce joacă ultra defensiv 5 4 un singur gol dat în 5 meciuri pentru da. Lampard, unde n-avea ce pierde. Cu Realul te elimina, măcar marcai 2-3... Uh, Totuși, la Wolves nu-i dai gol Wolverhampton, care a luat 44 da. de goluri în 33 de etape uh, și nu marchese împotriva lor. Și Brentford a luat 43 de goluri în 33 de etape. Nu dai niciun gol nici cu ei, nici cu Wolverhampton. E ciudat și vine meciul cu Arsenal. Probabil că nu dă gol nici cu Arsenal dacă se ține tot așa. Că Arsenal are și apărare bună, chiar dacă le-a dat City multe nu și au și cu Southampton. E o apărare solidă, în general. Eu nu înțeleg cum de nu suntem la <laughs> nu știu. Având fie. în vedere performanțele din sezonul ăsta... A, a fost startul Chelsea. bun din sezon. Startul bun în perioada în care încă era Tuchel. Da, Când păi... un start foarte bun încă Că și în Champions Tuchel. League a fost prima în grupă. Da. Și în Premier League, deci toamna aia a ținut. Perioada acum cu Potter a fost o perioadă oribilă, dar deja cu Lampard parte mult mai rău. Da. Trebuie adus antrenor la Chelsea. Vom vedea cine vine, iar Liverpool a câștigat ultimele partide. Da. Leeds, Nottingham Forest și West Ham. Și urmează meci foarte important cu Spurs. După aia parcă nu mai sunt atât de grele, are și cu asta în direct, deci la mâna e puțin cu echipa da. la astea. Dar trebuie ca United, în special, să se curce. N-ar da. fi ieșit din comun ca United să intre în Europa League. Da, corect. Mai greu obișnuit. Newcastle. Newcastle cred că merită mai mult o 4 pentru că a fost acolo o grămadă de timp. Eu zic că Newcastle nu este de acolo. Nu cred. Dar, dar din ăsta poate chiar United. de deci cred. asta e lupta aici. United care are cu Tottenham ar putea relansa lupta. Aston Villa din nou. Are Brighton cu West Ham în deplasare, are cu Chelsea, Ham, poate și mai revine, zic și, și eu. vezi ultimul meci. E? Ăla, City. 3 iunie, frumos. Are cu Spurs și Villa, direct. Deci astea două pot fi meciuri în care se încurce. Da. Brighton echipă ok. West Ham echipă bună. Chelsea fără. nu e meci ușor. Hai zicem Wolves, și Bormo, da. Băi, nu e exclus. Dacă în no următoarele două nu câștigă Manchester United, dar acum le-a zis un punct. Poate veni din spate. 60 de puncte United. Și In Liverpool poate nu știu, veni foarte tare. Dar e greu, spate. bă, că sunt tot multe puncte. Dacă faci un egal, au 60 de puncte, sunt 7 puncte. Trebuie să încurci și cu Chelsea și încă cu restul. Mamă, nu știu, mi se pare greu și de mai tot. mai e lângă Liverpool, încă și Tottenham. Da. Nu la foarte multe puncte, îi și Brighton-ul. Da, mi se pare greu să se recupereze. Sunt da. foarte multe puncte. Nu știu ce să zic. Hai să ne uităm un pic și la retrogradare, zic. Vreau să sper, dar un loc de Europa Liverpool ar fi bine. Leicester și Everton, cu părere de rău. Sau Hampton, echipa care a pus ultima piedică celor de la Arsenal înainte de meci cu City în 2. 20. Salenta ne sigur. Da. Mai apoi Everton, echipa care nu, no, au început cu Lampard, acum cu Sean Dyche. E o diferență cu bătrânul Sean, dar la fel se pot salva, nu e greu, dar Nu știu, nu știu Forest a făcut face. transferuri, zic eu, interesante. Ceva de da, jucători interesanți. Greu. Și Leeds e echipă nu știu, mie nu-mi place neapărat Leeds, eu, aș prefera Leeds decât Leicester. Da, Leicester, să ne gândim, echipa care acum câteva sezoane făcea marea minune. Acum mai multe sezoane Că au trecut ani, dar... Da. Făcea mare minune și acum se bate Dacă zic. s-ar zice burnout cu Leeds, dar rămâne Leicester cu Everton, ar fi rău, dar cred că va fi o luptă aprigă aici și nu știu da. ce se poate întâmpla. E greu pentru Everton. Leicester a luat toate golurile, poți 57 de goluri. Bine, ei au un gol bun față de restul de aici, da. care au minus 30, minus 20. Minus 32, burnout. Da, mai vedem aici ce se întâmplă, au și meci direct, deci în primul rând aici e clar, una s-ar putea să se ducă, dar uite, Leicester are cu Liverpool, are cu Newcastle, are US cu West Ham, Ham. e greu, greu e rău de greu. tot pentru Leicester, nu știu. Eu nu cred că se mai, se... au și meciul direct între ele, cred că se duc ambele. Nu să fie greu. Sper A, să greu. nu se ducă niciuna dintre ele, aș, aș vrea să rămână și Everton și Leicester, dar e greu. Da. Nu știu, să vedem. Și acolo s-ar putea să avem o oarecare luptă, dar dacă, să spunem, Leicester bate pe Everton, după aia pierde uh, cu Liverpool, să Newcastle, se încurcă cu Fulham, um, au căzut ambele. Da. Deci s-au dat ambele la joale. Da, o să fie păcat, pentru că Leicester își crease un blazon, dar atunci s-a întâmplat acea tragedie cu patronul și după aia nu da. cred că moștenitorul a mai, mai a mai vrut să investească sau să se ocupe prea tare de echipă de a, a ajuns până aici. A crescut și nivelul în Premier League, dar nici ei n-au ținut pas. Și însă trebuie să ne gândim și la o parte care ar putea fi bună. În caz de retrogradează Leicester, Jamie Vardy poate veni la Chelsea să vezi echipa. Vă rog, eu avem a nevoie 30 de un atacant. și ceva de ani, Jamie de Vardy, azi, e bătrânul. Mai bun decât tot ce avem acum. Energizantele. Da, Red Bull. forță. Ei bine, cred că ne oprim aici și o să revenim cu un video cât de curând. Aș reacționa și la ceva, dacă aveți idei, să mi în comentarii. Vor veni și live-uri puternice în mai la meciurile de Champions League, Europa League, în, în campionat, tot campionat tot, nu știu. un campionat e cam gata. Să nu cam vedem meci dacă mai vrem de campionat. În liga 1, numai să vedem, că în liga. Liga e cam... Și în alte ligi. Da. Barcelona la liga, PSG-ul, Napoli gata. gata. Și Barcelona e gata și PSG-ul e aproape da. gata. Dacă revine FCSB un luptă, s-ar putea să fie interesant, da. dar mai rămâne de văzut. Uh, noi ne oprim aici de aceasta dată, dacă v-a plăcut acest nu uitați de like acolo. Nu uitați mai jos, aveți și contul meu. La data viitoare. Cam atât. Pa, pa! Bravo.